Bun găsit, prieteni! Ziua de Liga 1 începe la Pitești, unde FC Argeș, care n-a luat gol în ultimele 5 etape, întâlnește Farul Constanța, echipă fără victorie în deplasare în acest campionat. Eu sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmărim împreună un meci interesant între două formații care au ca obiectiv play-off-ul. Toate start în meci aparține celor de la FC Argeș, care în prima repriză vor ataca de la dreapta la stânga. Ultimele două rezultate ale piteștenilor 0-0. Face o ocazie! Greab reușește să pareze! Șansă imensă pentru Chițu! Meciului pe prepeliță la încălzire, cerându-le jucătorilor să alerge foarte mult. Excepțională parada lui Alexandru Greab. De Mladen, lasă bine avantaj Sebastian Colțescu. Dumitru, excelentă acțiune și un șut dintr-o poziție dezechilibrată care îl pune la încercare pe Ioani. Pasă bună spre la Tovlevici. Greșește Larie și este gol, nu offside. Am văzut fanionul ridicat. Hagi se repede la central, însă s-a răzgândit Mitruții. Mitruții a ridicat fanionul, după care s-a răzgândit și golul lui Arias este validat. Să vedem, este scandal mare. Colțescu vine acolo la margine, l-am văzut cu steagul sus pe Mitruții. Prima reușită a lui Arias în Liga 1. Să așteptăm reluarea. Cert este că tușierul Daniel Mitruții a avut steagul sus. După aceea s-a gândit, poate că a văzut vreo deviere, nu știu, să așteptăm reluarea. Offside e clar, să vedem. E aceeași situație de la finala Ligii Națiunilor dintre echipa Franței și cea a Spaniei. Mingea este atinsă de Larie. Hefte pleacă și este o mare ocazie pentru Chițu. Chițu se dezechilibrează, este a doua șansă enormă pe care o ratează Chițu în această partidă. Pasa lui Hefte minunată. Chițu alunecă însă. Ce ocazie! Priviți-l pe Hefte. Nu știu dacă nu cumva este offside, mă rog, steagul rămâne jos. Iar Chițu aici, de nou spre Chițu, care este în duel cu João Miguel, greșește portughezul Hefte. Hefte din unghi, balon boxat de Greab, care intervine încă o dată la șutul expediat de Grameni. Două parade ale lui Greab și FC Argeș continuă să reziste fără să primească gol. Aici João Miguel s-a comportat ca un amator, ăsta este cuvântul. Nu ai cum să pierzi în asemenea duel pe sus cu un jucător care nu este nici înalt, nici foarte puternic. Ișfan protejează excelent. O minge pentru Dumitrașcu, vine centrarea, de Neuer, n-are voie să greșească. Ei bine o face, pierde în fața lui Diogo Viana, 2-0. Bradley de Neuer este practic autorul acestui gol. Sigur că de înscris a înscris Diogo Viana, dar Bradley de Neuer face o eroare care te descalifică pur și simplu ca jucător de Liga 1. 2-0 pentru FC Argeș. A doua reușită a lui Diogo Viana în Liga 1. Ce greșeală face de Neuer! Ce greșeală! Neverosimil! Neverosimil! Poate cea mai mare greșeală lui de Neuer de când joacă în Liga 1 pentru Viitorul și acum pentru Farul. Diogo Viana are meritul de a fi intuit posibila eroare.
A reluat Larie și este lovitură de la 11 metri pentru un joc periculos. Haideți să vedem, sau poate că a fost Hens. Penalti pentru Farul în minutul 79. Vine să bată Hefte. Da. Joc periculos. Greșeala lui Ișvan. Nu se respinge așa, nu se întâmpla nimic grav acolo. Hefte față în față cu Grab. 2-1. După 590 de minute, defensiva Piteștiului este bătută. 2-1. Și jocul este oarecum relansat. Al 9-lea gol al golgheterului campionatului, Hefte Betancourt. Primul reușit în deplasare. 2-1 pentru FC Argeș. Însă totul pleacă de la o eroare importantă a lui Ișvan, lipsă de experiență. Nu știu dacă l-atinge pe Larie sau nu, dar în orice caz face acea foarfecă, că decizia lui Colțescu este corect. Grameni. Oh, eroarea lui Turda. Eli Fernandez! Bară! Uluitoare șansă are FC Argeș. Uluitoare șansă. A profitat imediat Eli Fernandez de greșeala lui Turda. E nevoie de schimbare la Rainov, cred. Ce noroc pentru FC Argeș. Poate că Farul ar fi meritat să obțină mai mult în acest meci. Adică măcar un punct.